Suma aferentă dobânzilor achitate pe creditele externe a crescut de 3 ori față de anul trecut, iar cea internă este de 2 ori mai mare. Despre asta scrie fostul premier Ion Chicu pe pagina sa de Facebook. Tot acolo el a postat și o diagramă care i-ar dovedi afirmațiile. Despre miliarde de lei achitate băncilor pentru deservirea creditelor vorbește încă un fost premier, Vlad Filat. Pe lângă asta, el mai prezintă o serie de cifre care ar vorbi despre situația economică și socială a țării. Deocamdată reprezentanții guvernării nu s-au expus asupra declarațiilor celor doi politicieni. Revenim cu mai multe detalii. Fostul premier Ion Chicu spune că diagrama pe care a afișat-o ar arăta câți bani au fost plătiți din buget pe dobânzi și comisioane pe datorie de stat. Pentru a înțelege proporțiile dezastrului la care s-a ajuns, comparați sumele achitate pe procente în perioada ianuarie-septembrie 2023 cu cea din perioada similară de anul trecut. Suma aferentă dobânzilor achitate pe creditele externe, în galben, este de 3 ori mai mare, iar pe cele interne, în albastru, de 2 ori mai mare ca anul trecut. În comparație cu suma achitată din buget în aceste scopuri în 2021, 267 de milioane de lei, anul acesta avem o sumă plătită pe procente aferente creditelor externe de circa 4 ori mai mare, scrie Ion Chicu în postarea sa. Iar liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, afirmă într-o postare că suma datoriei directe a Moldovei față de organizațiile internaționale este de peste 3.252.000.000 de dolari. Prin urmare, afirmă politicianul, mulțumită lui Sandu și Pas, fiecare cetățean al Moldovei datorează 23.600 de lei. Asta înseamnă aproape bugetul anual al țării, calculat în funcție de venitul real. Adică, pentru a achita datoria, trebuie să muncim un an fără să cheltuim niciun leu pentru noi înșine. Această datorie a crescut cu 10,7% numai în primele 6 luni ale acestui an. Este vorba de datoria față de FMI, față de Asociația Internațională de Dezvoltare, față de BERD și Banca Europeană de Investiții, față de Comisia Europeană și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Asta înseamnă că fiecare locuitor al Republicii Moldova, de la cel care abia s-a născut până la cel care a ajuns la bătrânețe, datorează 23.600 de lei străinilor, plus dobânzile despre care nu știm, pentru că noi de regulă nu știm la ce dobânzi sunt luate împrumuturile, iar plățile vin pe seama noastră, a oamenilor de rând, din taxele noastre, și vor continua mult timp pe seama copiilor și nepoților noștri, a adăugat Lungu. La banii cheltuiți pe întreținerea creditelor luate de la bănci în perioada guvernării PAS s-a referit și un alt fost premier, Vlad Filat. În plus, el a vorbit și despre alte cifre din economia națională. Noi în acest an, domnul Gonță, încheiem anul cu un deficit bugetar de vreo 12 miliarde de lei. Noi în acest an încheiem anul cu căderea PIB-ului, nu cu creștere. Noi suntem cu o datorie publică de peste 100 de miliarde de lei. Noi în primele 8 luni ale anului 2023, noi vorbim ca țară, ca cetățeni. Am plătit pentru deservirea creditelor interne către băncile de la care guvernul s-a împrumutat 3,5 miliarde de lei. Iar investiții, au fost investiții capitale în jur de 800 de milioane de lei. În perioada de guvernare PAS, așa viață bună am adus, așa timpuri bune au adus ei, că din țară au fugit efectiv peste 100 de mii de moldoveni. Filat a mai spus că în 2022 am avut cea mai mică rată a natalității din ultimii 175 de ani. Amintim că recent premierul Dorin Recean a declarat că anul trecut economia Moldovei a scăzut cu 6,5%, fiind urmată de o altă scădere de 2,2% până acum în 2023. Țara noastră încă se confruntă cu o inflație ridicată de 10%, iar așteptările noastre de îmbunătățire fiscală nu s-au materializat. Aceste evoluții au condus la un deficit de finanțare de până la 100 de milioane de euro în acest an și la un deficit preconizat de 400 de milioane de euro pentru 2024, a spus premierul, care a dat vina pentru această situație pe criza refugiaților generată de războiul din Ucraina. Amintim că după rectificarea bugetului de stat pentru realizarea măsurilor incluse în pachetul Spor pentru Moldova, ce include majorări salariale, plăți unice și finanțarea unor proiecte prioritare, bugetul de stat pentru anul curent s-a redus la venituri și la cheltuieli cu aproape 500 de milioane de lei.
salarii și constituie 65,7 miliarde la venituri și 84,1 miliarde la cheltuieli. Deficitul bugetar nu a suportat modificări, fiind de peste 18 miliarde de lei sau 5,9% din produsul intern brut.